Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din SafeTech Ages. Episodul trecut mi-a ajuns pur și simplu, am fost până peste cap cu pneumatic raftul ăsta, nu mai vreau să văd în viața mea, dar sunt fericit că l-am terminat. Nu o să explicăm absolut nimic din ce am făcut aici, pentru că na, cine vrea să se uite și chiar e interesat vreodată de pneumatic raft, se uite acolo. Totuși, am făcut ce am făcut aici în principal doar pentru a obține în final aceste unassembled PCB cu care să le facem printed circuit board propriu zis, care să putem să facem noi în final un machine key, să ne facem mașinării din Industrial Forgoing și chiar și Actual Editions parse. Hai mă că știu că am văzut, uite, Crash to the Next Actual Editions, Double Crusher aparent, Coal Generator și pe lângă asta să facem rost de linia asta de asamblare în final pentru a ne face noi, nu știu ce, prese pentru Applied Energistics. Eu între timp m-am mai uitat un picuț la ce mai pot să fac în epoca asta și am realizat că o să trebuiască să ne jucăm cu Steve Cartz un picuț, nu știu dacă neapărat cu Steve Cartz în sine, dar cu ceva din Steve Cartz. Prostiile astea de Enhanced Galgadorian Metal, care se folosesc prin câteva crafting-uri destul de interesante, problema e că se fac extrem de foarte greu. Deci n-aveți idee. Odată la mână să pot face rost doar topind prin Tinkers ceva și acel ceva este Large Lump of Galgador. Ăsta care se face din Lump of Galgador și ăsta se face prin Alloy Furnace din prostia de Stabilized Metal care am făcut-o un episod trecut. 3 Glowstone, 3 Eye of Galgador, ca să nu mai spunem cât costă astea, plus un bloc de platină. Treaba asta cu un bloc de platină e crimă. Eu în vreo 3 sau 4 vene de platină am găsit maxim una, două stacuri în fiecare venă. Pe lângă asta, nici nu prea poți să profiți de treaba că poți să te duci prin Twilight Forest să cauți la platină, pentru că nu prea să spawnează așa de multă. Chiar foarte puține să spawnează, cel puțin eu am găsit între una și 3 bucăți într-o singură venă de platină. Deci e crimă. Așa că ce am făcut eu în, nu știu, ultimele 4-5 ore pe hartă, după episodul în care am prezentat noi excavatorul ăla din Immersive Engineering, am făcut episodul, parcă să spun, când am făcut respectivele coke oven-uri care nici până acum nu le-am pus în funcțiune cum trebuie și am explicat eu acolo așa foarte scurt, parcă să spun, că deși excavatorul ăla nu își merită deloc banii în Immersive Engineering în general, în mod pe ăsta poate să ne fie el destul de util, pentru că el în teorie poate să mineze venele de minerale la care noi nu avem acces și fiecare venă se prepare că poate să pe vreo 32.000 de minerale. Și e bine, asta am făcut. În ultimele 5 ore, cam ceva de genul ăsta, am luat prostia de Simple Drill, mare greșeală că am lăsat acolo, că ar fi fost bine să o fi arătat, și m-am dus în toată zona asta de lângă baza noastră și am căutat și n-am găsit o venă de platină. Mama ei de venă de platină, n-am putut să o găsesc. Deci, ca să vă faceți o idee, nu știu dacă se prea pot vedea respectivele sample-uri. Sunt în absolut fiecare chunk, până pe undeva pe acolo, cumva, și se întinde până pe acolo, în distanță. Ce am găsit totuși în toată căutarea asta a mea au fost destul de multe vene de quartz chiar. Stai că vreau să văd, o venă de osmium și mai aveam încă una pe unde, nu? Și acolo încă o venă de osmium. Am găsit colea lângă casă, o venă tocmai de emeralde, pare să, chiar dacă noi momentan nu avem acces la emeralde. Și totodată, lucru care pur și simplu m-a făcut să nu știu, frate, deci am căutat atât de mult platină încât am găsit, ghiciți ce, diamante. Am găsit o venă de diamante în pana mea și n-am găsit platina vieții, deci de când mă chinui să găsesc și nu e, mă, nu e. Ai zice, mă, poate o nouă fi, dar n-are cum, dacă am găsit așa ceva, n-are cum să nu fie o venă de diamante, de platină, deci n-ai tu cum să-mi spui mie așa ceva. Dacă ne uităm noi, am lăsat cartea, nu era mie în inventar. Prostia asta de Kimberlite, uite, Kimberlite, bine, eu sper că ăsta e. E venă de diamante. În epoca următoare, probabil, când o să avem acces la diamante, dacă sunt atât de rar de găsit diamantele, eu presupun că o să vedem cu un excavator aici, vedem cum îi dăm energie și minăm aici 32.000 de diamante. De oruri de diamant, ca să fie clar, uite și tu, 32.000. Mie nu vine să cred, dacă am stat atât de mult, n-am găsit o platină, dar am găsit diamante și emeralde. Na, ce mai poți să mai spui? Nu știu exact ce vreau să facem astăzi, deci după toată munca cu pneumatic craftul ăla, știam exact ce vreau să fac, ce urmează să fac după fiecare pas, acum chiar nu am nicio idee. Mai tot vin așa din când în când aici și mai văd în plasticul ăsta, deja mi-am umplut backpack-ul de plastic, trebuie neapărat să-i fac și lui ăsta un drawer.
Deci trebuie neapărat, doar că momentan am o mică problemă că nu știu exact cu ce să scot din prostiile astea de mașinării, din modular machinery. Deci am căutat totuși și pare să că avem din Cyclic chestii de genul ăsta. Item cable și item extraction cable, care pe scurt zic eu că sunt transfer node-urile din Extra Utilities sau Extra Utilities 2. La cum arată, înseamnă izbitor cu ălea din Extra Utilities și presupun că funcționează la fel de tâmpit, dar nu știu exact ce alte metode de a transporta iteme mai am. De fapt, stai mă, eu mă gândesc acum la o chestie. Este așa că parcă să spun că eu mai am încă o bandă de aia rulantă de extragere și poate pot să fac cumva o șmecherie. Am și eu pe aici un steel scaffolding, uite, sau nu pot să-l bag pe ăsta în steel scaffolding, dacă nu mai știu cum era, ba da. Și hai să facem și un drawer, dar din ce să-l facem? Ce material am lăsat? Am lăsat tritidul. Hai, lasă cu tritidul, ce să mai și spun. O să vină și ziua aia într-o zi în care o să fiu și eu destul de curajos încât să fac tot ce-mi cer ăștia aici. Bun, și acum avem un drawer, doar că e un picuț el cam micuț. Și asta scoate cu 1 pe secundă, dar nu e mare baiu. Dăm și mie toate astea de aici, că nu mai pot. Oricum nu o să rămână chestiile astea aici. Treaba e că acum că am făcut rost de prostiile cu pneumatic raft, putem să trecem la un sistem de stocare avansat, doar că din nou nu putem să facem stocare digitalizată, așa că o să trebuiască să apelăm noi tot la chesturile astea de obsidian împreună cu extended storage-uri sau am uitat cum se numea itemul ăla din Applied Energistics. Dar totuși, pentru că nu-s nebun și eu sunt sigur că o să vreau să mă mut în zona asta, nu o să ne facem aici în sine sistemul de refine storage, așa că o să trebuiască eu între episoade, problema e că nu știu exact când o să am timpul ăsta necesar, să mă pun să caut o mică zonă de bază, pentru că baza din epoca asta nu o să fie cine știe ce, am eu un plan să fie un laborator mult spus, în care să avem cam toate mașinăriile astea. Și mă gândesc eu cumva muntele ăla. Adică dacă până acum nu ne-am plimbat în zona asta mai mult de 200-300 de blocuri, gen cu bazele, poate cumva fix în muntele ăla să fie respectiva bază din epoca asta. Plus că între timp am aflat că avem și elevatoruri din elevator mod, nu din open blocks, din păcate. Mi-aș fi dorit eu să fi fost open blocks-ul în mod pe ăsta. Am uitat ce vreau să fac, un upgrade pentru drawer-ul ăla. Avem deja, păi de ce n-ai spus mă așa, mă? Ca să mă asigur eu că poate să strâng acolo la plastic cu nemiluita. 256 odată și 512 stacuri. Și de ce am pus eu un covered extracting conveyor belt? Deoarece dacă aș fi avut un conveyor belt normal, când treceam pe aici era o șansă să apuc itemele. Conveyor belturile astea acoperite, nu poți să iei iteme de pe ele. Cum am spus, sunt destul de nedumerit ce să fac astăzi, așa că o să facem probabil ceva proces intermediar care ar fi trebuit eu să-l fi făcut off-camera și o să-l facem totuși on-camera. Bine, tot o să fie ceva care trebuia neapărat să facem pe filmare, doar că probabil ar fi fost mult mai bine din partea mea să mă fi pregătit mult mai bine de dinainte. Parcă să spun că am discutat noi în episodul trecut despre faptul că noi, neavând acces momentan la diamante, nu prea putem să facem anumite lucruri din Applied Energistics, dar ni se oferă o variantă alternativă. Pentru printing engineering circuiturile astea, putem să le facem cu diamante cum e normal în mod, dar putem să le facem și cu heavy duty plate din Galactic Craft Core, doar că heavy duty plate-urile astea au nevoie de un compresor. Compresorul ăsta din Galactic Craft Core, plate-uri de bronz, aluminiu și steel. E un dita mai procesul, așa că trebuie să ne facem noi compresorul ăsta. Aluminium plate, așa, și Ender Alloy Advanced chiar. Voi avea destule purpur blocuri, că eu nu știu câte am luat. Eu să sper în tot sufletul. Tu ai nevoie doar de două? Ok, hai că sunt fericit. Parcă să spun că așa se făcea un Soulforge Anvil. Problema e alta. Nether Furnace. Parcă aș dezasambla un coal engine de genul ăsta doar pentru Nether Furnace-ul din el. Na, hai bine, hai să mai facem noi încă unul. Chiar dacă n-am niciun fel de chef. Deci avem toate materialele necesare, mai puțin Ender Alloy. Parcă să spun că erau două de astea, patru purpur, un shulker shell. Ok, și mai am eu pe undeva niște ender eye-uri, parcă să spun că aveam pe undeva. Dacă nu, dă-mi aici niște blaze powder, ia lasă tu astea aici, și ender pearl-uri. Și deci cât ai zis că ai nevoie doar unul? Oh, păi e pomană. Ce ai mă? Te pomeni că nu mai e curent. Dacă-ți bag eu ăsta, nu. Ba da. Ăstea așa și așa. Așa mergi? Așa merge. Dar nu știu exact care e problema lui. Bun, ender la lui. Și am făcut și achievement. Acum vrei mă? Acum vrea. Dar doar unele dintre ele. Compresorul vieții, mamă, lo. Cred că mai făcut un achievement, ce? To see the message again.
Ah, da, pentru că îmi zice de wiki-ul de la Galactic Craft Core. Pentru că Galactic Craft Core ăsta nu e el un mod atât de simplistic, adică e foarte avansat și decât să se fi complicat el să explice absolut fiecare detaliu, a zis mai bine, bă, luați wiki-ul de aici dacă chiar nu știți și uitați-vă voi. Despre tine, eu știu că ai interfață, să mortu când tu nu mergi pe energie, n-are bă cum. Bine, e posibil să nu meargă cu asta din Immersive Engineering totuși. Dar eu încerc, îmi încerc norocul, pentru că e enervant să stau să-i pun cărbune în continuu. Hai să aducem niște bronz, să punem niște plate-uri la făcut. Și dacă nu merge cu energie, stai așa că avem aici rezolvare. Bine, eu sper în tot sufletul să meargă cu căul ăsta. Yeah. Bine, cred că trebuie pus ceva de genul ăsta. Nu? Compresor, da. Și nu vrea. Ok, atunci mergi cu ăsta măcar. Bun. Deci e o mașinărie care merge pe combustibil fosil. Parcă să spun că are și o variantă de energie, totuși. Și iau-te, compressed bronze, mă, compressed bronze. Oxygen compressor. Avem respectivul compresor. Hai să ne uităm mai departe din nou cum să fac respectivele heavy duty plate-uri. Deci ce plate-uri mai am nevoie? Compressed aluminiu și compressed steel. Ok, e steel ingot în Immersive Engineering. M-am speriat, cream că e gen steel compresat de genul ăla, că muream. Stai mă, că abia cu realizai de ce nu vroiam. Pentru că bronzul e făcut din un aliaj de 3 cupluri cu un tin. Așa că trebuie fiecare să stea măcar 3 într-un slot ca să se facă aliaj, mă, am înțeles. Ai terminat mâncația și încă n-ai terminat. Aolo, cred că mai trebuie să mai facem vreo 4 compresoare. Adică dacă o să ajungem să facem chestii în masă cu Applied Energistics, nu. Bine, probabil o să încerc să fac un sistem automat prin care ăsta să producă în permanență și când e full să se oprească, pentru că pot să fac și chestia asta cumva. Cam limitat, dar pot. Aia e chestia. Că n-am răbdare să stau de fiecare dată după tine în felul ăsta. Tu cu energia ești jale, nu? Da, ești pe zero în permanență pentru că funcționează arc furnace-ul ăla de te rupe. A, dar chiar că stai, fii atent, găleată de abur. Bam, ia da mă, dar ce le-a produs curent. Bun, te-ai terminat mâncația și nu prăpădi ăla. Bagă aici stil. Alt lucru pe care aș vrea să-l facem ar fi... Acum 2 episoade am făcut noi extended crafting-ul ăla de level 3 și n-am făcut absolut nimic cu el. Bine, nici nu prea putem să facem așa de multe chestii cu el, dar avem posibilitatea să ne facem un building gadget din building gadget și dacă tot am făcut acum rost de respectivul compresor, compressed tin, spui tu mie. Hai să facem și niște plăci de tin în cazul ăsta. Hai să vedem ce reușim să facem. Deci, building gadget. Ce ne lipsește nouă de aici? Ar trebui în teorie să fie 4 platinum wand-uri. Bam, odată. Și ar mai fi baterii. Eu să sper că deși acolo arată că ar fi baterii full, nu o să-mi ceară baterii full. Îmi dă 3 per crafting? Da, 3. Atunci o să am 2 în plus. Auzi, se pot staca maxim câte 4. Interesant. Și ăstea ar trebui să fie toate oare? Am ratat ceva? Da, trebuie să fie neapărat încărcate. Să-ți tragi palme. Bun, cum încărcăm baterii? Din Immersive Engineering, dacă nu mă înșel, avem ceva charging station. Cum să face? O bobină, medium voltage. Hai să încercăm, chiar dacă nu sunt prea convins că o să și meargă. Ce alt charging station mai am? Absolut niciun, am înțeles. Deci dacă nu merge cu ăsta din Immersive Engineering, stai să încercăm cu charger. Charger. Din chargers. Mă lasă-te. Ok, încercăm. Cum am spus, nu sunt deloc informat despre ce fac acum, deci bobină și charging station. Ia mă. Cum te conectăm pe tine la curent, acum e întrebarea. Pot să pun o baterie acolo înăuntru? Ia, are și la o descriere? Nu, atunci trebuie să mă uit în carte. Dă-și-mi un pic cartea, știu că am citit despre el, doar că am uitat complet. Ok, deci nu are o interfață propriu-zis, putem să băgăm... Corect, dacă astea sunt încă neizolate. Putem să băgăm energie în el, ci că prin spatele lui. Uite mă că are storage acum de energie. Merge? Nu merge. Păi și cum te încarc pe tine, mâncațeș? Să încercăm cu un de-asta? Hai să vedem din Galactic Craft ce variante avem. Să presupun eu că ne obligă modul să ne facem un coal generator de genul, nu? Asta e singura mea presupunere. Ba nu, că n-avem cum. Și atunci de ce am acces la el dacă n-am acces la... Păi și cum fac? Energy Storage Module. Ia, hai să vedem cu astea. Ia mâncațeș. Știi tu? Ok, stai că nu știu exact ce input-uri, output-uri ai. Oricum, eu o să presupun că nu o să meargă cu energia din Immersive. Deci tu ești degeaba. Ia, verde e input? Uite mă că merge. Nu de alta, dar eram pregătit să mă apuc să fac un... Stai că m-am uitat cum se numește. Energy Adapter. Pentru că avem unul... Pare să că știe să transforme din orice fel de energie în orice fel de energie sau ceva. Ia mă, bag aici. Încarcă în bateriile. Una la mână și încă 3.
Bun, avem 4 baterii full și cu astea putem să ne facem noi un building gadget, dacă le-aș și pune pe alea care mi le-aș dori eu. Din păcate n-avem acces la altceva din modul building gadget, e doar building gadget în sine, cred că se vede. Deci e cam nasol. Tu, dacă te bag aici, mergi? Evident că nu mergi. Dacă iau eu charging station-ul ăsta și îl pun așa, mergi? Merge, măcar atâta știi și tu să faci. Ok, chiar mă speriasem că credeam că n-am cum să-l încarc acum. Mă gândeam cum ne-a fac acum ca să-l încarc pe ăsta. Mă, dar câte energie intimă în tine? Stai așa, să mor, tu abia ajuns la jumate. Ai 500 de mii. Și în sfârșit, mâncați-aș, avem un building gadget. Și să vezi acum că nu putem să-l folosim, ba da. Nu cred că are rost să-l prezint în niciun fel, adică deja știi modul făcut de nenea Direwolf 20, din câte știu eu. Un mod extrem de epic care o să ne ajute, cred că deloc. Adică nu prea cred eu că o să existe atât de multe scenarii în care o să fie chiar atât de util building gadget-ul ăsta, dar bă, l-am făcut. E ceva un achievement, pentru că gândindu-te că eu am stat acum 2 episoade să fac nenorocitul ăla de crafting table de tier 3 și nu pot să fac aproape nimic la el, deci are 4 rețete și 3 dintre ele sunt unavailable, deci e o prostie mare. Așa că am zis, bă, măcar să-i fi găsit și lui o singură folosință și uite că asta a și fost. Oare chiar ai nevoie de rețeta exactă? Parcă să spun că era așa, așa și așa. Așa, mă. Și fă-mi tu mie multe heavy duty plate-uri. Câte îmi dai pe crafting? Și acum să-mi dea câte unul, nu? Fii atent să vezi aici. Nu, ok, câte 2. Bun, fă-mi tu mie acolo așa multe, pentru că o să am nevoie, zic eu, data viitoare. Să ne jucăm noi cu Cooking for Blockheads puțin așa. Nu prea am ce să arăt în Cooking for Blockheads, dar să facem achievement-ul ăsta măcar. Și că Cooking for Blockheads 1, adică asta trebuie să prăjim orice fel de carte sau asta cum se face? A, dați-mi și mie o carte, hai că știu că am cu duiomul. Merge să prăjesc și în ăsta. Bun. Apoi tu cum te faci de capul meu? 2 plate-uri de platină. Bă, da să mor eu. Nici nu-i scum mâncațiaș când îmi cere 2 plate-uri de platină pentru o carte. Dar ce face cartea aia mâncațiaș? Bun, dă-mi o dată ăsta. Am cu primul achievement. Modern Style Kitchen. Mă, tu ce faci? Ești pur și simplu manual? Nu, ok, deci asta e ca să-mi dau seama exact de ce mâncăruri pot să am în inventar și ce pot să fac. Am înțeles. Dă-mi așa, dă-mi așa. Și tu ce faci? Ce e special la tine? Absolut nimic. Oh, deci în asta ți arată rețetele pentru lucruri care le-ai avea la tine în inventar și asta, din asta poți să craftezi direct, mă. Am înțeles. Te folosim pe tine ca să te facem într-un cooking table. Orice fel de piatră, orice fel de piatră. Și cu asta am făcut și cooking table-ul full kitchen. Și astea sunt toate cele 3 achievement-uri. Acum, doar așa, de fan, pentru că oricum n-avem ce mâncăruri să punem în ele, să ne facem și restul. Deci, aragazul, să mor tu că-mi cer un nether furnace și aluminium plate. Bă, am zis că vreau să facem de fan în pana mea. Uite și tu ce-mi face. Deci cât chin, mă, cât chin doar pentru un nenorocit de mod care nu o să-l folosesc. 3 frigidere, un cuptor, vreau și o chiuvetă, un tank de genul ăsta din Buildcraft și să facem ce lipsește orice fel de plank. Dă și un milk jar, chiar dacă am eu impresie, vreau să testăm ceva. Întrebarea mea acum e unde am și eu o nicovală. Uite mă, știam eu că am undeva. Și acum ne trebuie nouă o vacă. Să mă duc eu direct la mine acasă, hai să mă duc până în partea altă, că sigur găsim mult mai rapid decât să stau să caut pe aici. Uite, dacă tot ești tu afară, hai să te folosim noi pe tine. Știm deja procesul, punem un milk jar, ceva de genul ăsta, o vacă peste respectiv un milk jar și dăm cu un anvil peste ea dacă ar și sta la locul ei. Bă, să vezi că nu e în epoca asta, hai să mai testăm. Da, să prea poate să nu fie în epoca asta, deci eu chiar credeam că o să mi-l transforme într-un milk jar gen, într-un cow in a jar sau cum aibă să numește, dar nu o să pot să-l țin în mână, da, deci nu cred că avem acces. Ce păcat! Dacă vreți să vedeți exact la ce mă refer cu treaba asta, vă uitați la episodul din Enigmatica 8 cu Remus. Acolo m-am jucat cu Cooking for Blockheads și am demonstrat exact cum face chestia asta, în caz de nu știți. Hai aici la etaj, dacă tot avem etajul ăsta, să amenajăm puțin lucrurile. Mă cam supărați voi. Poți să te muci... O, poți să muți și bonsai potul. Doamne ajută! A, și ca și idee, ăstea se mișcă extrem de încet, deci abia am făcut rost de 3 păluri aici, aici nimic, 2, 3, 2. Cum am spus, e o producție pasivă, nu fac absolut nimic, dar se mișcă extrem de încet, se mișcă exagerat de încet. Hai să vedem, cred că vreau să pun frigiderul aici în margine, doar că parcă l-aș vrea și eu cu ușa în partea altă, se poate?
Am înțeles, deci trebuie să te uiți în partea opusă, gen cum mai vrea să se pună mânerul. Și cred că o să vreau eu lângă frigider ăsta, sau să pun, nu, fie, de fapt nu, că aragazul lângă frigider nu e bine, da. Hai să punem aragazul aici, chiuveta cumva aici, vreau un colțar de genul ăsta, cumva așa. Cam urâtă textura asta, nu știu de ce n-au pus textura de la piatră în sine și au pus textura de la andesida, aia este. Pune borcanul ăsta, deși e gol acolo. Voi putea să pun eu o găleată cu lapte în el? Ia să testăm. Mă lași? Bă, măcar atâta mă lasă. Și acum parcă mă mănâncă să-l mai umplu un pic, să nu fie chiar atât de gol. Dă-mi vreo două dulapuri de genul ăsta care să return cumva, ceva de genul ăsta. Am făcut eu niște tool record, deși nu prea am tool-uri care să le pun înăuntru. Deci stai așa, mai avem posibilitatea să ne facem și un prăjitor de pâine, care și asta mi se pare extrem de troll. Pune tu cumva aici. Ar fi bine să aduc și o pâine. Am pâine pe undeva făcută? Nu cred, și trebuie să pun parcă făină pe grill, nu? Nu, că asta îmi dă flatbread. Cum să făcea... Aolo, dacă trebuie să fac dough. Mai avem un fruit bowl. Și în cazul ăsta mai fătu încă un colțar, ceva de genul ăsta aici. Bam și ia. Bine, prea multe mere. Ia mă, merge flatbread-ul în ăsta? Nu merge. Bun, bagă și tu așa, scoate-l pe ăsta, scoate-l pe ăsta și mai pune și tu două flii de glycerin melon. Să văd cumva, bă, nu prea să văd. Acolo cât de cât. Arată cumva troll? Să putea și mai și. Dacă stăteam un pic să mă chinui, chiar puteam să-l fac și mai și. Și chiar aș putea să stau să-l și colorez, dar cred că o lăsăm noi așa. O să punem noi capăt aici. Un episod de pauză după episodul trecut. Pur și simplu mi-am toplit creierii cu pneumatic craftul ăla, am avut nevoie de puțin tică pauză, chiar dacă nu era în plan. Totuși n-am avut idee în sine de ce aș putea să fac pe tot episodul ăsta, așa că am cam improvizat până la final. Astea fiind spuse, mii de scuze pentru episodul ăsta de umplutură în mare parte, totuși eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu n-am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!